Salut, comunitatea Marvel, am revenit cu un alt scurt clip. De data asta avem de deschis, cred că două features și mai am un mix, Cosmic Mythic. Da, Cosmic Mythic. Hai să vedem ce luăm din Cosmic Mythic. Și după aia două featured, din noul featured. Dacă luăm ceva nou, sunt happy. Dacă nu, nu sunt happy. Data trecută am luat doi Colossus. Da, deci Mars, frumos. De 7. Bun, de 6. Doamne, ce am făcut 7 acum. Mi-a rămas pe creier 7-ul ăsta. Deci Vision Arcus, ok, fine. 20 de plături la Vision Arcus, ok. Pe viitor o să mergem și pe stop. Măcar la R3. Da, acum o să ne axăm foarte mult pe eroi de 7. Hai să vedem ce luăm din două featured. Bineînțeles, pe primul loc din ce aș vrea să iau de aici ar fi Zemo, Baren Zemo. Sincer, Shocker. Și, bă, sincer, da, nu, deci Baren Zemo, poate Ant-Man Future, Vinviction și Shocker. Deci, da, ideea dacă aș putea să iau noi și dacă iau ceva care nu o să folosesc foarte mult, dar hai să vedem. Repede, bam, bam, bam. Eroi noi. Baren Zemo, bineînțeles, da, uite că în general nu prea îți dă cabam ce vrei tu, îți dă cam ce vrea el. Data trecută mi-a dat 2 Colossus. Deci m-a umplut de respect. No. Haide mă, puteai să sări. Dă-i și mie un erou nou. Mi l-a dat pe Taskmaster, care nu-l voi folosi niciodată. Este un bunicel, dar atât la el acolo, să fie la el. Un parizer. Da, un căcat de erou. Deci un erou de te piși pe el. Frumos. Deci până acum am avut ăsta al treilea featured, mi-a dat 2 Colossus și un Taskmaster. Al patrulea featured. Da, este cu foarte greu să iei eroi noi. Hai de capul meu, deci mă... Nu contează. Asta e. Deci mi-a dat cei mai jegoși eroi posibil din feature. 2 Colossus care a fost ok și ăștia doi sunt doi niște jeguri de eroi. Da. Asta e. Asta a fost deschiderea. De căcat, pișate-i pe ea și pișate-i și pe ei de eroi. Gata. Deci Mars Caban s-a pișat pe mine cu jet. Da, în fine. Asta e. Mersi. Mersi, ne auzim în următor și ne vedem în următorul clip. Ne auzim, dacă nu ne vedem, dacă nu, cu asta bine. Hai, la revedere, pa! Drum bun!